Johnny Depp nu este doar un actor desăvârșit, este și un pictor extrem de apreciat. După ani de zile în care și-a ținut însă cele mai multe dintre tablouri ascunse, a decis să organizeze prima lui expoziție. Fanii lui pot admira acum lucrările la New York. O grămadă de lucruri, așa își descrie Johnny Depp expoziția. Actorul prezintă publicului tablouri pictate cu ani în urmă sau unele mai recente, printre ele portretele unor rude sau prieteni. My day job was, you know, cinema, making films, acting, whatever. But I had all these other things going on the side that were at least as important to me. That is to say, like making music. It's my first love since I was little. But right up next to that, of course, is another, you know, a silent form of expression, which is drawing and putting together these puzzles of lines. Anne-Sophie Villemont este consultant în artă. Ea l-a ajutat pe Johnny Depp să organizeze expoziția în așa fel încât vizitatorii să o cunoască mai bine. The exhibition is trying to recreate that creative process by little islands of stories in the show. And every island corresponds to a certain group of works, series of works, and they are all attached to a certain moment of his life or a certain experience. Vara trecută, Johnny Depp a împlinit 61 de ani. Este cunoscut pentru rolul capitanului Jack Sparrow din seria de filme Pirații din Caraibe. El are în palmares 5 premii MTV Movie Awards, iar în această lună, în cadrul Festivalului de Film de la Roma, urmează să primească premiul onorific pentru întreaga carieră. La un moment dat, Johnny Depp a fost cel mai bine plătit actor, având încasări totale de aproape $4 miliarde.